Deși a fost instalat de aproape o lună în Parlament, sistemul de vot electronic încă le creează probleme unor deputați. Aleșii poporului încurcă butoanele când votează, ceea ce duce la apariția unor situații amuzante. La ședința plenară de ieri, mai mulți deputați și-au exprimat greșit votul. Prima care a încurcat butoanele a fost Zinaida Greceanăi, președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Atât ea, cât și întreaga fracțiune au fost împotriva proiectului de lege privind modificarea codului audiovizualului, dar la vot Greceanăi a votat pentru. Ulterior, a solicitat să nu-i fie luat în calcul votul. Sunt nevoită să intervin de procedură. La proiectul 283 din 14 octombrie 2021, colegii îmi spun pe ecran a apărut că Greceanu a votat pentru. Categoric nu. Categoric împotrivă. Deci e pentru rectificare, pentru stenogramă, vă rog să precizați. Votul a fost împotrivă. Ulterior, și deputatul PAS Dan Perciun a încurcat butoanele la procedura de vot a candidatului Partidului Șor la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale. Da, stimați colegi, pentru stenogram, rectificare, votul împotrivă nu este pentru, mersi. Nici la votarea proiectului privind subvenționarea în agricultură nu au lipsit problemele. De această dată a încurcat butoanele deputatul PAS Ana Oglindă. Doamna Oglindă? Domnul președinte, vociferez, deci sunt împotrivă la acest, dar am să votat, da. Am înțeles, pentru stenogramă. Pentru stenogramă. Situația a stârnit mai multe zâmbete în plen, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mustrat-o în glumă pe Zinaida Greceanăi. Zinaida Petrovna, nu știu, am început dumneavoastră și văd că și-a mei s-a molipsit. Pur și simplu este o zecală foarte populară. С кем поведешься, того и наберешься. Fiecare interpretează cum vrea, folosul său.